Da. Salut, eu sunt Vlad. Cred că v-ați obișnuit cu vocea mea deja. Astăzi eu o să vă urez tuturor un Paște fericit. Țin să accentuez cuvântul Paște și nu Paști, pentru că am găsit peste tot, cum lumea spune, nu Pasc, frate, zim Paști fericit. Ok, nu problem. Atunci un Paști fericit tuturor. În fine, chestii de limbaj, nu-mi pasă chestiile astea, în fine, un Paști fericit tuturor. Astăzi voi vorbi despre un programel, adică un website destul de util numit Trello și despre un serviciu de sharing numit ForShare. Probabil sunteți familiarizați cu el deja. Haideți să începem cu Trello. Dacă intrați pe site-ul Trello.com, veți vedea interfața lui. Vă registrați cu un user și o parolă, of course, și sau puteți să vă conectați direct cu contul de Gmail. Care, așa am făcut eu. Trello este un instrument de management al timpului și al taskurilor. Aici aveți trei categorii. Este destul de greu să te prinzi cam cum funcționează, dar în momentul în care, bă, gata, știu cum funcționează, e super, crede-mă. E foarte util. Avem în partea de stânga, deci avem trei mari categorii. Avem to do, doing și done. Și în dreapta avem membrii, da? Exact cum ai coordona o echipă. La to do, pui toate task-urile pe care vrei tu să le faci sau vrei ca echipa ta să le facă în următorul timp. Task-urile se pun sub forma de niște carduri, mă rog, un fel de carduri, și când ai click pe el, pe fiecare card, vedeți acolo câteva opțiuni. Avem un card description, activity, să pui milestone-uri pe care să le completeze membrii, apoi să adaugi membrii, să atașezi un document și să-l votezi, să pui o dată finală, să-l arhivezi și așa mai departe. Chestiile astea se numesc carduri. Cardurile pot sta în oricâte categorii vrei. Da, deci dacă avem un to-do, de exemplu, deschis itpc.ro tutoriale online, promit că o să o deschid, deci pe cuvântul meu lucrez zi și noapte să fac un site ca lumea să-l pun, în fine, dacă vreau chestia asta să fie la doing, pur și simplu o trag de la to-do și o pun la doing, este o animație foarte drăguță și s-a dus la doing. Chestia asta ajută foarte mult, mă ajută personal foarte mult pentru a manageui task-urile de zi cu zi și a nu uita că este o ierarhizare a task-urilor ăstora. Cred că vi se întâmplă și vouă ca la un moment dat să vreți să vă faceți să vă apucați de ceva și era mult prea târziu, era 1 dimineața și ai zis, bă, las pe mâine. Și mâine dimineața când te trezești, nu-ți aminte ce vrei să faci și ți-e o ciudă de-aia enormă. Ei bine, cam așa mi se întâmplă mie de obicei, nu știu de ce, nu vreau să știu. Și de aceea am apelat la chestia asta, la Trello, ca să mă ajute să-mi fac o listă a chestiilor de făcut. Bine, puteți folosi și o agendă, no problem, dar eu zic că este mai util să folosești o chestie online și este mai green. Dacă sunteți tipea cu clișeul că, frate, nu folosesc hârtie pentru că nu e green, folosesc curent cu tona ca să-mi deschid eu PC-ul. Pe de altă parte, avem ForShare, un serviciu de sharing care îți oferă 20 de giga. Este free, bine, este și o variantă plătită, of course, peste tot este așa. În schimb, îți dă 20 de giga moca. Poți să-ți expandezi spațiul la 100 de giga. dacă ai nevoie de atât de mult spațiu, eu n-am nevoie. Cu ce se diferențează el față de alte servicii de astea de sharing? În primul rând, spațiul este destul de mare, eu zic că este destul de mare. Pe de altă parte, avem opțiunea de a trimite direct pe mail invitații, bineînțeles, se poate face și cu alte servicii. Avem opțiunea de a uploada un întreg folder, chestia e unică, cred. Și mă ajută pentru că, de exemplu, vreau să, de fapt, în ultimul timp am share-uit un folder de videouri unui prieten și am pus, deci, toate videole într-un folder, am pus folderul, s-a încărcat bine. Recunosc că viteza de upload este minimală, în jur de 200-300 de kilo, în schimb, îl poți lăsa așa peste noapte și dimineața este gata. Iar în cazul în care se întrerupe conexiunea, el își dă resume automat când revine, which is awesome. De asemenea, un programel care se descarcă, este pe Windows, Linux, Mac, toate sistemele de operare existente și te ajută să lucrează de fapt ca un fel de FTP, un client FTP pentru necunoscători. Este o chestie care se conectează direct la spațiul tău online și încarcă fără să fie nevoie să intri pe site să faci chestia asta. Linkurile sunt, se pot share-ui Mocha, mă rog, Logic și traficul, adică
câtă lume poate să-ți descarce ție fișierele este infinit. Deci poți să dai un fișier tuturor oamenilor din lume, nu ai nicio restricție. Ai câteva opțiuni aici, aveam new folder, poți să creezi un folder nou, upload, download, share, delete, mă rog, avem cut, zip, bla 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 bla. Avem mai multe view-uri, foldere și search. Poți dai search, dacă ai o tonă de fișiere aici cu 100 de nume, poți să dai și search. Pe mine mă ajută foarte mult, nu neapărat în sharing-ul, pentru că nu prea fac share eu, în schimb pentru un spațiu acolo de manevră în caz că plec undeva și am nevoie de un fișier neapărat și nu mi-au laptopul cu mine, nu mi-au laptopul principal cu mine, îl pun pe ForShare, mă duc acolo unde vreau, îl descarc și sunt gata, free to go. Bine, mulți dintre voi zic, dar de ce nu ții un stick și îl pui pe stick și e mai simplu. 20 de giga pe un stick este destul de mult, zic eu, adică am un stick de 8 giga pe care îl folosesc, e cam full tot timpul. 20 de giga mi se par foarte buni, nu știu, pun acolo un film, sau mă rog, un film că avem Vplay, pun acolo orice și sunt de partea aia, îl descarc și n-am nicio problemă. Cam asta este ForShare și Trello, lucrurile de care am vrut să vorbesc și bineînțeles Paște și Paști, diferența uriașă dintre cele două cuvinte magnifice. Am primit invite-uri pe Facebook la și de mii de fotografii, nu invite-uri, pardon, taguri pe care nu le înțeleg, gen Paște fericit alături de cei dragi. Hai să dăm tag la toată lumea să fie întreabă. Ok, să spunem că e ok și chestia asta. În rest, n-am mai făcut nimic interesant, sunt aceleași lucruri vechi. Cum am spus, lucrez la deschiderea noului site de tutoriale itpc.ro. Dacă am primit vreo 2-3 mail-uri de la voi și un telefon, țin să menționez că am primit un telefon de la unul dintre voi și mi-a spus că vrea mai multe tutoriale. Și mulți dintre voi ați menționat că dacă intrați pe itpc.ro vedeți view-ul, true story, scuze, dar nu am ce să pun acolo, așa că m-am pus view să mă dau puțin mare. Imediat ce termin site-ul și iau o echipă o leacă mai mare de oameni, o să vedeți că o să fie super. O să fie comparabil cu tutsplus.com, which is awesome. Intrați pe tutsplus.com și aveți acolo cam cum o să arate site-ul, bine, nu o să arate identic. În schimb, o să arate ceva genul ăsta și o să funcționeze la fel, asta e sigur. Ok, bun. Mulțumesc că m-ați ascultat și de data asta. Eu am fost Vlad și abonați-vă la canal, dați like, comment, bla bla bla. Știți cum se zice la sfârșitul videolor. Ăsta nu e video, e podcast, așa că zic același lucruri. Să aveți un Paște/Paști fericit. La revedere!